Daniel ți-l vorbește fără perdea despre relația lui cu Mihaela Rădulescu și mai ales despre despărțire. Confesiunile prezentatorului sunt o lecție pentru toți bărbații care la despărțire aruncă vorbe grele în fosta iubită. Doare tare neîmplinirea noastră, dar mă mai pansez cu fericirea ei. Dani Oțil a confirmat despărțirea de Mihaela Rădulescu. Eu și Mihaela suntem bine. Noi nu mai formăm un cuplu de ceva vreme. Din confesiunea lui Dani despre relația lui cu Mihaela, putem înțelege că sfârșitul a fost unul dificil. Cu toate acestea, prezentatorul va păstra mereu, cu drag în suflet, amintirea vedetei. Nu ne-am despărțit cu uși trântite sau cu farfurii sparte. Rămân cu numele ei tatuat pe căptușala pielii. Mai mult, ca un adevărat domn, Dani se gândește acum la fericirea Mihaelei. Soarta și-a întors privirea în sfârșit și către ea. Merită din plin. Mi-a oferit cei mai frumoși ani. Eu am sărit acum mult timp din stratosferă, fără costum și fără antrenament, când mi-a spus Mihaela, primul te iubesc.